Arhivele sunt tezaure prin care se legitimează poporul nostru în fața întregii lumi. Este un citat al lui Nicolae Iorga, așadar, iată că Ziua Arhivelor Naționale a fost marcată și la Giurgiu pe plan local de către Muzeul Județean Teohari Antonescu și Biroul Arhivelor Giurgiu, organizatori care pun la dispoziția celor interesați o expoziție foarte interesantă de documente și arhive cu și despre Giurgiu. Oameni de cultură, profesori de istorie, dar și iubitori de artă și frumos au participat astăzi la acțiunea ce a marcat Ziua Arhivelor Naționale. Organizatorii le-au vorbit celor prezenți despre importanța deținerii unor documente scrise, oficiale, legate de trecutul orașului nostru. Este vorba despre documentele lăsate de conducerea primăriei Giurgiu din 1830, de registrele apărute în 1832 ale unor specialiști din cadrul tribunalului de la acea vreme. Despre importanța arhivelor în istoria unui popor, avem mărturii de la unele dintre personalitățile importante ale poporului român. Iată ce spunea Gheorghe Asachi, unul dintre primii directori ai arhivelor statului. Arhivele sunt sanctuarul drepturilor compatrioților. Vasile Alexandrii, arhivele sunt oată republică ce slujește de temei legiuirilor țării. Despre importanța acestei averi publice, dar și despre istoria din viața poporului român, a făcut referire la acest eveniment cultural și Emil Păunescu, directorul adjunct al Muzeului Județean Teohari Antonescu. În virtutea acestei relații de solidaritate profesională, intelectuală și de datorie pe care o avem față de comunitatea giurgiuveană de a aduce mai aproape de marile public informații legate de trecutul acestor locuri, de-a lungul timpului, în colaborare, au apărut volume de documente, au apărut sinteze, studii, care reprezintă aportul unei generații care se pregătește să lase locul celor mai tineri. Cu această ocazie, gazetarul Dan Mucenic, actualul director al muzeului, și-a amintit cum a intrat pentru prima oară în posesia unor documente foarte importante legate de traiul pe care îl aveau cu ani în urmă sătenii din localitățile giurgiuvene. Domnii, așa a găsit un document excepțional. Cronica de la Stănești. Cronica de la Stănești a unui Nedea Roșu, care povestea acele întâmplări, acele momente ale brăscoalei de la 1907 din Stănești.